Salutare, prieteni! Bine ați venit pe lecție de informatică. Sunt Iosif Botna și vă invit la o nouă lecție C-Sharp, partea cursului complet C-Sharp, de la începător avansat aici pe lecție de informatică. Această lecție are drept scop să discutăm despre clasa Object. Această clasă Object este clasa principală de bază din care derivă toate clasele în limbaj de programare C-Sharp. În acest fel este organizat acest limbaj de programare C-Sharp. Are această clasă Object, care este rădăcina tuturor claselor în C-Sharp. Practic, toate clasele în C-Sharp moștenesc de la această clasă Object. Da? Acest lucru noi nu-l vedem concret atunci când scriem codul. Pentru că această clasă Object este în spatele codului de program. Da? Am acest cod, practic folosesc codul de la moștenire. Toate aceste clase pe care le am aici moștenesc de la Object. Prăjitură, ingredient, făină, ouă și toate celelalte. Practic, zahăr, moștenesc de la această clasă Object, care este un fel de clasă rădăcină, da? Din care toate clasele pornesc sau toate clasele moștenesc această clasă Object. Da, și să fac o demonstrație foarte rapidă. De exemplu, aici, da? Haideți să execut acest cod. Da, vedeți, aici se va afișa practic instanța, obiectul fiecare clase sau denumirea clasei în sine, da? Făină, ouă, lapte, zahăr, da? Acest lucru se face acest cod, deci practic nu afișează numele, acest text care reprezintă numele ingredientului, de exemplu la făină, făină bistrița, ci afișează numele clasei, a zis făină, ouă, zahăr, lapte și așa mai departe, da? Acest lucru se întâmplă pentru că această metodă de aici, afișare, când se execută pe această linie de cod, această variabilă underscore ingrediente, care este o variabilă tip list, practic stochează aceste instanțe. Aceste instanțe, la rândul lor, stochează acești membri, inclusiv proprietatea nume. Dar pentru că această proprietate nu este accesată în mod direct, din această cauză nu se listează denumirea proprietății sau valoarea pe care o stochează proprietatea, ci numele clasei în sine. Da? De exemplu, dacă înlocuiesc aici acest ingredient cu această clasă Object, este vorba despre această clasă și aici puteți să vedeți că această clasă este parte a acestui nume de spațiu sistem. Da? O să vedeți că nu obținem eroare, da? Și eu nu am declarat și vedeți aici pot să las ingredient, vedeți? Și nu avem eroare, da? Deci nu avem eroare practic. Și eu nu am această clasă Object. Deci tocmai din această cauză, da? Pentru că practic această clasă ingredient și toate celelalte clase care am eu aici derivă din această clasă Object. Dacă mă duc un pic cu clic dreapta, go to definition, putem găsi această clasă. Deci aceasta este clasa, vedeți aici, Object. Deci, încă o dată, din această clasă derivă toate clasele în C-Sharp și, practic, toate clasele moștenesc această clasă Object. Da? Și astăzi nu avem eroare, execut și, practic, obține exact același rezultat. Exact același rezultat. Și vedeți că aici, la list, utilizez acest tip, Object. Și nu ingredient. Și aici, practic, această variabilă are tip ingredient. Dar de ce obțin același rezultat și nu există eroare? Datorită faptului că acest ingredient moștenește această clasă Object, care este clasa de bază principală și din care derivă toate clasele în C-Sharp. Da? Bun, asta ar fi una dintre... Dar pot să o las așa până la urmă. Așa,
Și da, aici am declarat această variabilă, prăjitura Iosif, da? Și această variabilă, practic, stochează instanța acestei craze prăjitură sau acest obiect prăjitură. Și după care apelez această metodă, accesez această metodă, adăugare ingrediente și, practic, argumentul reprezintă instanța unei clase, da? Care va fi preluată de către acest parametru, ingredient. Da? Fiecare instanță de aici, pentru fiecare clasă. Bun. Acum, dacă voi scrie din nou această variabilă și voi pune un punct aici, vedem că apare o serie de metode pe care eu nu le-am declarat în interiorul acestui cod. Aceasta este singura metodă pe care eu am declarat-o, adică două, îmi cer scuze, afișare și adăugare ingrediente. Celelalte metode pe care voi le vedeți aici nu au fost declarate de către mine. Ce sunt cu aceste metode și de ce apar ele în aceste liste? Este pentru că ele fac parte din această clasă obiect. Fiind o clasă de bază, principala clasă de bază, asta înseamnă că indiferent de obiect, indiferent de variabila care referă orice obiect, cu acea variabilă eu pot întotdeauna și oriunde în cod să accesez aceste metode care sunt parte ale clasei obiect, pentru că toate clasele derivă din această clasă object. Da? Și atunci este foarte important de știut, pentru că acolo este o metodă. Acum, așa cum această metodă este construită, ați văzut că noi nu putem afișa valoarea stocată de către această proprietate nume și acea valoare reprezintă, de fapt, denumirea acelui ingredient. Da? Și mie nu-mi trebuie denumirea clasei, mie îmi trebuie denumirea ingredientului. Acum, așa cum este construit codul, cu această metodă nu avem această posibilitate. Dar această clasă principală, object, ne ajută, pentru că are această metodă toString, care poate fi suprascrisă, da? Și atunci am să scriu așa, public override string toString, da? Așa. Haideți să folosesc varianta mai scurtă, care îmi place mai mult și practic cere aceste metode să returneze această proprietate nume, pentru aceea va trebui să declar și aici o proprietate, da? Cu același nume. Așa, și să scriem aici ceva. Virtual. Și toate celelalte trebuie să le facem override. Așa, bun. Haideți să mergem la definiție, să vedem puțin această metodă, să învățăm un pic despre această metodă toString. De exemplu, prăjitură Iosif și să accesez această metodă toString. Așa. Dar putem vedea, deci, că această metodă toString este o metodă de tip șir și are acest cuvânt cheie virtual. Acest lucru înseamnă că noi putem să-l suprascrie și faptul că aceasta este o clasă de bază, toate clasele moștenesc de această clasă, noi putem utiliza oriunde în cod această metodă, utilizând celălalt cuvânt cheie override, da? Care suprascrie, de fapt, această metodă. Deci, exact așa cum am făcut la metodele virtuale în lecția respectivă, da? Așa. Acum, prin faptul că am utilizat această metodă care returnează în mod expres o proprietate, în acest fel vom putea afișa în consolă denumirea fiecărui ingredient. Da? Care este valoarea al proprietății nume pentru aceste clase de aici, făină, zahăr, lapte, ouă și așa mai departe.
Și sigur că acest lucru este posibil pentru că am declarat această proprietate nume virtuală, da, și celelalte proprietăți vor suprascrie această proprietate. În momentul în care compilatorul ajunge în dreptul acestei metode join, practic și în momentul în care ajunge la acest parametru, underscore ingrediente, acest parametru va stoca toate cele instanțe, da? Va merge la clasa ingredient, va accesa această metodă, iar această metodă, prin faptul că returnează această proprietate nume, da? Practic va merge mai întâi la această proprietate, văzând că aici scrie virtual, va parcurge pe rând toate aceste metode și în mod deosebit va parcurge pe rând toate aceste clase și în mod deosebit această proprietate nume. Da? După care în felul acesta se va fișa valoarea proprietății nume pentru fiecare clasă. Da? Și atunci haideți să salvăm și să executăm. Da. Și vedeți, acum avem aici rețeta vrăjitorului Iosif, este făină, bistrița, ouă, turta, lapte gras, zahăr. Deci avem denumirile acestui ingredient, pentru fiecare ingredient, adică avem denumirea pentru fiecare ingredient, din care reprezintă, până la urmă, valoarea stocată de proprietatea nume în fiecare dintre aceste instanțe de aici, da? Făină, ouă, lapte și zahăr. Și luați în considerare că n-am utilizat aici ingredient, ci am utilizat object. Și n-am eroare, funcționează. De ce? Pentru că obiectul este clasa principală, de la care toate clasele moștenesc, inclusiv acest ingredient, da? Și pot acum și să schimb aici, da? Și să scriu ingredient, da? Și voi obține exact același rezultat. Salvez, execut. Obținem același rezultat, da? Făină, bistrița, ouă, turda, lapte gras, zahăr și așa mai departe. Bun, cam atât am avut de spus în această lecție. Sper că v-a plăcut. Am vrut să fiți conștienți că există această clasă Object. Ea este clasa de bază din care toate clasele derivă în C#. Și este bine să știți cum este organizat acest limbaj de programare. Bun, vă mulțumesc că ați făcut această lecție și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. O zi bună, vă doresc. La revedere!